prieteni, eu sunt bucuroasă să vă văd din nou la canalul nostru. Astăzi eu sunt ajutorul numai și vă lămuresc și vouă ceea ce îmi lămurești și mie. Noi astăzi vrem să punem varză la murat. Eu am făcut story pe Instagram, mulți au întrebat cum se pune la murat. Aici e tata socru, el ne-a lămurit și ați vă lămurească și vouă. Sau el îți spune mie și eu vouă. Aici noi avem 5 kg, 800 grame de varză, dar acestea se vor tăia, da? Va scădea la kilogram. Cred că va fi în jur de 5 kg, 500 grame. Și avem nevoie de zahăr și sare. Cantitățile, să vă le spun eu, 5 kg și jumate de varză. Părinții spun că e acasă întotdeauna măsoară cu pahar de 250 ml. Noi am luat în pahar și am cântărit. Aici sunt 274 de grame sare și 125 de grame zahăr. Jumate de pahar acesta de zahăr. Sare, vreau să vă spun despre sare. Nu sare e odată, dar sare camina e. Iată așa, care sunteți psihotari, magazinele rusești, se vinde așa sare. Sau în România, sare pentru murături, trebuie să fie. Sau o să vă lăsăm sub acest video linkul despre această sare. Și la 5 kg jumate de varză avem nevoie de 5 litri apă, da? Așa, hai la treabă. Acum tăiem varza în 4 și apoi va scoate atât mijlocul acesta. Ca mai ușor să se mureze. Și varza trebuie să fie cum? Moale, da? Să nu fie tare vârtoasă ca pentru salată, așa, molcuță să fie varza. Foasă cum ar fi să fie. Vreau să vă mai spun că acasă, la țară, părinții noștri pune varza așa întreagă, dacă e mai mărută, dar dacă e mai mare, în două o tai și o pune ceva într-un vas mai mare. Dar noi aici n-avem vasuri mari și vom pune așa în cratețe de aceasta și când vom turna lichidul, apa deasupra, vom pune această farfurie și pres deasupra. Am să vă arăt. Iată ce avem, în ce e facem. S-a primit, s-a primit. Nu, tot așa e bun. Iată, vedeți, mijlocul acesta nu-l taie de tot. Dacă îl scoateți de tot, frunza va cădea. Așa, doar puțin. Și trebuie să fie așa răruță varza, ca să pătrundă mai ușor, să pătrundă moare, adică mai ușor să se mureze. Și la noi de care am găsit varză de asta, dar socru spune că la Moldova, cum spune? Alb de Buzău. Alb de Buzău varză. La România tot trebuie să fie așa varză. Da, România tot trebuie să fie. Poate românii și nu au auzit de așa ceva. Ei, de lor, vești. Acum aranjăm varza în cratiță. El se moaie și se așeze la locul. Da, el scade. Într-un bol mai căpător adăugăm sarea cu zahărul. Priviți cum este această sare, este mașcată. Și apoi aici turnăm apă călduță să fie... Să dizolvi mai ușor. Dizolvi mai ușor sarea cu zahăr. O amestecăm. Și apoi această sălămură o turnăm peste varză. Și cratița aceasta cu varză sau în ce veți pune voi, dacă doriți varza să se mureze mai repede, o puneți în loc călduț. Noi o să o punem lângă calorifer. Dar dacă doriți mai greu să mureze, puneți-o într-un loc unde este mai răcoare. Nu uitați deasupra să-i pune ceva... Pres. Pres? Adică să... Noi vom pune așa o farfurie și ceva greu deasupra. Și peste o săptămână noi vom face din nou video. Am să vă arătăm cum trebuie... De petrușit. De petrușit. Atunci să vă arătăm ce înseamnă asta, că eu tot nu prea înțeleg. Și ne stărim ca varza să fie toată acoperită de sălămură. Da, și cătăm și la teatră, eu știu, de genul ăsta, să spunem presă. Da, o cărămidă, un cochileț. Nu, teatru și este teatru special care e. Revenim peste o săptămână. Noi am revenit peste o săptămână. Aici la noi a fost pus presul, dar deja miroasa varză murată. Pitroșim. Da, da. Ia catele. Eu cred că, dam când să sfârșim aici video, eu și fără burtă. Așa mod, cred că se... Cu un furtun și iată așa în cratiță, curgem toată moarea. Gata!
Dacă n-aveți așa furtun de ce ăsta? Cum vorbiți aici? Nu cam mori. Ca pe macaroane. Da, 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 da. Și acum îl turnăm înapoi. Și asta e tot. Așa, se repetă așa... În fiecare săptămână. În fiecare săptămână. De câte eu? Câte săptămâni? Când se murează, tot spurează. Dar cam câte săptămâni crezi că ați durează la asta? Nu mă gândesc încă vreo două ori. Încă vreo două săptămâni, da? Da, dar ori tot apitroșești, că altfel dacă apitroșești mare să se îngroașă, să faci urât pe mare. Și aș da, curiechiul. Da, da, să moai tare varza. Da. Aha. Și punem înapoi presul, îl acoperim și ne vedem încă peste o săptămână. Așa, trebuie să la mesajești ca... Ca pres. Ca pres și pune despre capac și îl să apasă și să se ține. Într-așa mod, și aici puteți cu un cablu să-l legați și să ține presa așa bine. Da, dacă... Să nu am trebuit, dar noi am revenit încă peste o săptămână. Din nou trebuie să scurgem moarea. Și acum din nou turnăm moarea peste varză. O acoperim, punem pres și ne întâlnim din nou peste o săptămână. Și gata peste o săptămână, încă nu? Mm. Încă nu, da? Nu. Mm. Înseamnă că 4 săptămâni, cred. În 4 săptămâni ar fi gata. Trei săptămâni, repetăm aceeași procedură. Încercăm câte de mrav. Sper că peste două săptămâni va fi murat cum trebuie. Va fi unde făcut găluși sau niște borș așa cu jumeri. Da, cum e murat pe jumate, da. Da, cam pe jumate. Aceasta este a cincea săptămână. A patra săptămână noi am scăpat-o, n-am filmat-o. Bărbații au uitat, ca de obicei, dar eu eram cu altceva ocupată. O să vedem și cu el. E bun de făcut găluște. Găluște, da. Sarmale. Un gustos, s-a murat. La noi varza s-a murat și eu am născut. Dragilor, la noi varza s-a murat 5 săptămâni anul trecut, dar poate să dureze 4-5 săptămâni, depinde de varză și de temperatură. Și cum am spus la începutul videoului, eu încep să fac acest video cu burtă, dar s-o termin cât fără burtă. Burta doarme. E foarte gustoasă. E bun și pentru sarmale să faceți, și salată, sau borș. Borș cu costiță de porc, așa cu slăninică. Foarte delicios. O să facem pentru rețetă, așa? Da, tata să fac. Tot tata să fac. Vreau să vă spun că tata, el acum nu e acasă, dar el nu mi-a spus. Că vă spun, după ce este murat, mai bine de păstrat în borcane mari și închis cu capac bine și pus în frigider. Iată așa borcan. Puneți aici, puteți să-l puneți cu moare sau doar numai varza tăietă cu puțin ulei. Puneți într-așa borcan, închideți și în frigider. Și se va păstra mai mult timp. Dar noi cred că facem sărmăluțe, să facem borș cu costițe, salată, la noi foarte repede să mănânce. Iată, dragilor, eu sper să vă fie și această rețetă de folos. Vreau să vă spun că este foarte delicioasă și se face ușor, dar trebuie în fiecare săptămână, cum ați văzut, să scurgeți moarea și în rest totul se face de la sine. Vreau să vă spun că moarea de la varză eu o folosesc la rețetele de aluat pentru plăcinte sau și la pâine sau chiar o bem și așa, dar noi am ajuns la sfârșitul și aceste rețete. Dacă vă plac rețetele noastre, abonați-vă la canal, puneți un like, dați un share,
Urmăriți-ne pe pagina de Facebook, pe Instagram și dacă doriți rețeta în scris, o găsiți pe website-ul nostru. Website-ul găsiți sub acest video.